toți cei care au venit le-a plăcut și a meritat. E important pentru cultura lor generală să știe ce a fost în alte vremuri și să poată compara cu ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru în general. Nu știam prea multe despre Regina Maria, acum știu mult mai multe. Structura acestui masterclass va fi, se va profila cumva progresiv prin intermediul întrebărilor pe care le veți spune, dacă le veți spune. Altfel eu nu o să vorbesc. Că n-am ce să spun despre filmul ăsta. E suficient filmul. Vrem să facem un pic de gălăgie la acest festival. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de la Sibiu. Asabin Festival este un eveniment cultural major, este un brand, este festivalul de film al Sibiului, la care s-au înscris peste 1100 de filme din 70 de țări. Poate ne-am dorit ca acest festival să fie anual, nu atât de rar, din 2 în 2 ani, pentru că, din fericire, producțiile de documentar se înmulțesc și poate ar trebui ca și festivalul să reflecte acest lucru. Premieră în România, pentru România. Filmul, de fapt, a fost prezentat la Chișinău în cadrul festivalului Cronograf. E un moment istoric și, dacă vreți, după demolarea zidului de la Berlin, Sermaghimpată e un alt zid care a stat în Europa, între două țări cu aceeași identitate. Și la ora actuală este autentic. Dacă la ora actuală Mușu ar fi mai tânăr, ar fi o vedetă a televiziunilor și ar face rating cu siguranță.